trăiți mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți să trăiți mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți, la mulți ani să trăiți mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți să trăiți mulți ani, trăiască mulți ani, trăiască la mulți ani, mulți ani, trăiască mulți ani, trăiască la mulți ani, mulți ani, trăiască mulți ani, trăiască la mulți ani, mulți ani, trăiască mulți ani, trăiască la mulți ani. Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Vă dați sănătate, fără reparații, viață lungă și să dea Dumnezeu și la anul să ne întâlnim tot la fel. La 100 de ani, 2, nu? La 102 ani. Așa, da. Da. Așa, da. Eu mă bucur că v-am văzut și mi-a fost dor de dumneavoastră. N-am, cred că datorită pandemiei, stați mai mult în casă, nu? Da, mulțumim. Da. Bun, din partea casei, un tort aniversar, o șampanie, și o floare, un buchet de flori. Chiar dacă la bărbat nu-ți dau flori, dar floarea reprezintă dragoste și iubire, atât la bărbat cât și la femeie. Așa. De asemenea, din partea casei, o să vă dăm o diplomă aniversare cu ocazia împlinirii vârstei de 101 ani. Pentru contribuția dumneavoastră la dezvoltarea imaginii casei, pentru continuarea tradițiilor românești, pentru faptul că ați adus la cunoștința tinerilor și, în general, a generațiilor ce au trecut în urma dumneavoastră, ceea ce s-a întâmplat pe front. În ziua de azi, după cum vedeți, mulți au uitat istoria și cred că este, la ora actuală, o acțiune concertată pentru ca să nu mai avem o imagine reală a celor întâmplate în primul război mondial, în cel de-al doilea război mondial și ulterior. Orice societate are și bune și rele. Noi trebuie să-i mulțumim Dumnezeu că am ajuns până aici, iar dumneavoastră, eu vă felicit pentru tot trecutul dumneavoastră glorios. De asemenea, revista Viața Noastră, n-ați mai venit să o mai luați, v-am adus ultimul număr din revistă, numărul 47. Da, da. Da? Da,
Și acum împreună cu domnul Ursu și cu ceilalți colegi ai noștri o să vă cântăm un mulți ani trăiască, chiar dacă e pandemie. Da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască mulți ani? Dar cine să trăiască mulți ani? Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, George să trăiască. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, George să trăiască. Dar cine să mai trăiască? Dar cine să mai trăiască? Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, și noi, și voi, și toți ca noi. Mulți ani, mulți ani, trăiască! Domnul președinte, prin vâltoarele care trecem acum, am trecut și pe război, parcă și războiul atâția ani o ținut. Și-au fost greutăți pe popor, pe oameni, dar acum suntem mai mare vâltoare. Că toată planeta afectată, toată planeta e infectată, toată omenirea e îngrozită de toate evenimentele. Măcar asta ne mai bucură. De ne mai întâlnim și ne mai vedem și cu ce vești mai bune, dacă mai auzim. Că din toate părțile au venit pe aici vecini de-a noștri, de prin străinătate și spune că e mai greu, e mai rău ca aici la noi. Deci tot pământul e afectat. Tot pământul e îngrozit de toate necazurile. Ce mai este mai rău ca virusul ăsta care e acum? Așa că dacă ne mai întâlnim și ne mai îmbucurăm și noi cu anumite vești mai bune, parcă ne face să mai trăim. Dar altfel, e toată planeta afectată. Da. Noi vă mulțumim și să vă dea Dumnezeu sănătate la întreaga familie a dumneavoastră și ne bucurăm că nu ne-ați dat uitării. Face mult o atenție, face mult o atenție. Deodată mulțumim de toate atenția care o faceți și nu ne dați uitării. Care a mai rămas câte un ciot așa mai bătrân și ne dați atenție, face foarte mult, domnule președinte, face foarte mult. Așa. Neagiță, să dea Dumnezeu sau să vă spun în încheiere. Vreau să vă spun că ați rămas printre unicii veterani de război. Mai sunt 3-4, îi numărăm așa pe dește și nu putem să vă uităm, nu avem cum să uităm. Dumneavoastră reprezentați istoria, practic, istoria acestui neam. Da. Mai sunt puțini. Dacă speriți și dumneavoastră, chiar că se va uita ceea ce s-a făcut bun pentru această țară, ce ați făcut dumneavoastră bun pentru această țară. Și trebuie, ca să scăpăm de asemenea greutăți, să ne întoarcem spre Dumnezeu. Noi l-am uitat pe Dumnezeu. După cum știm, armata română întotdeauna avea o icoană și o cruce și în momentul când mergea în luptă, din câte știu eu, se închina la Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i apere, să-i ocrotească în războaie. Din potrivă noi, mai ales după 1989, am uitat. Oamenii nu mai au credință, nu-și mai iubesc părinții, nu-și mai iubesc copiii, dar sperăm, cu ajutorul Dumnezeu, având în vedere că această țară noastră este un loc sfânt, sperăm că Dumnezeu să întoarcă la noi și prin tot ceea ce face să ne revenim și să o luăm din nou la început
așa cum am fost, în armonie, în dragoste și iubire. La mulți ani încă o dată! La mulți ani! Mă bucur că sala este arhi plină. După cum știți, majoritatea de dumneavoastră, astăzi asociația noastră de pensionari, cea de pe Leona Cuza din Bărlan, sărbătorește trei evenimente importante din istoria poporului român. Ziua Veteranului de Război, care a fost pe data de 29 aprilie, 9 mai 1877, Ziua Independenței României, 9 mai 1945, victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. Și de asemenea, sărbătorim și Ziua Europei. Această activitate a noastră de astăzi nu a putut fi realizată dacă n-am fi avut ajutorul și colaborarea cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, de asemenea cu Cercul Militar Bărlat, Primăria și Consiliul Local Bărlat, Protoieria Bărlat. După cum observați, în sală avem atât militari activi, cât și militari în rezervă. În sală avem participanți la unul din cele două războaie mondiale, veterani de război, pe care și vedeți, domnul Mihu și domnul Voiculescu. Noi avem un veteran de război, dar am lăsat la urmă, pentru că această activitate are ca invitați pe domnul general de flotila aeriană, în retragere, Radu Teodoru. De asemenea, avem pe domnul colonel în retragere, Dumitru Stavarache, membru în Comisia României de Istorie Militară. Unul din veteranii noștri sărbătoriți astăzi, domnul Voiculescu George, născut în anul 1920. Vă va spune câteva cuvinte. Am făcut parte din regimentul 12 Durovan, care avea reședința în Bârlad. Regiment care, așa după cum se știe, a luat parte la majoritatea luptelor de la începutul războiului și aproape până la terminare. Eu am participat mai mult în partea de răsărit, adică până la Odessa, de la Odessa până la Stalingrad. Acum am auzit un cuvânt de mai multe ori de pe Stalingrad. Nu știu dacă mai este cineva aici care a participat, dar însă eu vă spun că iarna lui 42 înspre 43 am petrecut-o pe malul Donului în stânga Stalingradului, la Crescaia. A fost greu. Am auzit de multe ori și cuvântul ăsta, mâine Voiculescule, ce ai cătat la Stalingrad. Nu ne-am dus să ocupăm Rusia, ne-am dus să aducem pământul nostru, Basarabia, la patria mumă. Îmi aduc aminte când am plecat, era vara, în jurul Sfântului Ilie. Regimentul ne îmbarcasem, ne înhămasem cu tot echipamentul care trebuie să mergem, cu casca în cap, cu arma în mână, exact ca pe front. De la cazarmă de aici, de împărat și până la regiment, până la gară, toată lumea ne întâmpina cu lacrimi în ochi și ne ruga să veniți sănătoși. Din toți ostașii care eram, nu am văzut niciunul să murmure, să spuie că nu merge. Am mers ca să aducem pământul românesc, nu să ocupăm noi Rusia asta care e câte un continent. Am avut atâta putere, am participat
acolo. Mi-aduc aminte că plecasem cu echipament de vara, era cald. Acolo toată iarna n-am avut echipamentul. De aceea am venit și eu acum în cămașă ca să vă arăt că sunt călit. Că acolo la costul Domnului era jet. Tancurile treceau peste Don și încolo și încolo. Nici nu se cunoștea. Dar însă noi, să mă iertați, nu avem nici izmeni, avem chiloți pe noi. Dar am fost călit și am luptat. A fost greu la Stalingrad. Acum, ce să încep? Mă uit acum după mintea mea și după puterile noastre. Suntem o țară care am moștenit-o de la strămoșii noștri. Strămoșii noștri nu au stat cu mânele la piept. Au avut destule războaie. Au avut. Nu pe toate le-a câștigat. Dar atunci când a pierdut, a plătit, dar niciodată nu a îngenunchiat în fața dușmanului și a păstrat ca să fie țara noastră. Acum mai pierd așa din cunoștință. Noi avem o țară scumpă și frumoasă, datorită cuie, întotdeauna. Poporul român a știut cum să-și apere țara. Am avut întotdeauna o armată care am respectat-o. Armata noastră nu a fost numai în timp de război. A fost și în timp de pace când am avut anumite calamități. Întotdeauna armata a fost primul scut care a fost de apărare. Acum, în încheiere, că nu mai ține nici puterele, am să aduc un salut prima dată cu toată puterea care o mai am, spun să trăiască armata română. Poporul român, să trăiască România! Mulțumim și noi și sper să ne fie de exemplu, să ne trezim odată. Și vreau să anunț că membrii Consiliului Director au hotărât în ședința de ieri ca să acorde invitațiilor noștri medalia de aur a casei. Vă mulțumim! De asemenea, celor doi veterani de război, am să-l rog pe domnul Ursu Lucian și pe domnul comandant de garnizoană să mâneze câte o medalie de aur din partea casei. Așa și câte un ajutor. Luați loc. Și câte un ajutor ne rambursabil Bănesc. Valoarea e modică, dar contează mult. Deci, doamnelor și domnilor, stimați și stimate doamne, domnișoare, membri și membri ai CRP. Și ca să încheiem această activitate a noastră, vă rugăm să ne ridicăm și să intonăm imnul de stat al României.
mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți.